Salutare, sunt Radu Pandrea, bine v-am regăsit! Videoul de azi e pentru oamenii de rând, pentru cei care în viața lor se pot întâlni, să spunem așa, între ghilimele, cu un roi, cu un roi de albine. Bineînțeles că nu te vei putea întâlni la propriu cu roiul ăsta, pentru că el e undeva în văzduh, în aer, ori tu ești pe pământ, însă atunci când un roi trece pe deasupra ta sau se instalează la tine în curte, senzația e unică. Și e bine să știi ce ai de făcut, e bine să știi cum să reacționezi. Pentru aceasta facem acest video, pentru ca domnul Mihai, care e lângă mine, care astăzi s-a confruntat cu o astfel de situație, să ne relateze cum a fost, să ne spună ce trăire a avut, ce sentimente a avut, mai ales că are un copil destul de mic care s-ar putea să fie alergic. Haideți să vedem împreună experiența domnului Mihai, după care să facem niște analize și să vedem ce are fiecare de făcut, foarte simplu, pentru a evita orice pericol. Haideți să-l ascultăm. Ne-am gândit să vă părtășim și dumneavoastră despre experiența pe care am avut-o eu aici în curte la mine. Astăzi, când ca un om normal întundeam iarba, iar dintr-o dată cerul s-a întunecat deasupra mea, eram cu copilul și cu cățelul în curte, am auzit un zumzet teribil, s-a întunecat, am ridicat ochii și am văzut că e un roi de albine imens, ceva ce nu am mai văzut niciodată. Evident, ca orice om te sperii, intri în panică, însă e bine să stăpânești emoțiile pe care le ai în acel moment. Ce am făcut? Ca orice om normal sau ca orice om intrat într-o panică și într-o întâlnire de gradul 3, așa cum spuneai, am luat câinele, l-am dus în casă, ne-am luat copilul, l-am dus în casă, am luat soția, ne-am dus-o în casă, ne-am închis, ne-am baricadat, am închis geamurile și am așteptat să vedem ce se întâmplă. Bineînțeles, panica a fost cu atât mai mare cu cât am un copil alergic la venin, alergic la albină, chiar foarte alergic, cu probleme deosebite. În acest scop tot timpul avem la noi adrenalina pentru a-l putea proteja atunci când este nevoie, până vine salvarea. Am pățit-o, am stat internați multe zile din această cauză, doar de la o albină. Și de aceea acum panica a fost cu atât mai mare cu cât știam că el este în curte. Neștiind de fapt că un roi de acesta, un roi domestic, cum putem să, așa am înțeles că se numește, un roi domestic, nu poate să-ți provoace răni, nu te atacă decât dacă, să spunem, se simte și el atacat sau enervat. Dar noi am procedat fără să cunoaștem procedurile, am intrat în casă, ne-am baricadat și, bineînțeles, am sunat la Asociația Apicultorilor. După mai multe telefoane, numărul de telefon l-am luat de pe site, evident, neștiind, neavând un astfel de contact. Am luat legătura cu ei, după care am fost direcționați de către un prieten de-al nostru, inginer horticol, Mihai Manolache, un prieten foarte bun, m-a direcționat către satul de lângă noi, lângă Florești, de la Lona, unde am dat de un prieten apicultor, care a venit imediat și foarte calm și destins și degajat a început să se joace cu albinele, în ghilimele să se joace cu albinele și să ne explice de fapt ce se întâmplă, cum să procedăm în astfel de cazuri și în primul rând să nu mai intrăm în panică. La un moment dat vă dați seama, credeam când am văzut roiul deasupra casei, îl așteptam pe Hitchcock să facă filmul, un film de groază și noi să fim actorii principali. Dar până la urmă am aflat că nu e atât de periculos pe cât credeam și în cele din urmă ziua s-a încheiat foarte bine, albinele au fost salvate, pentru că inițial ne doream să chemăm pompieri, ne doream să chemăm cei de la deratizare pentru a le distruge și în cele din urmă m-am gândit cu soția mea că e păcat să omorâm niște albine și e mai bine să încercăm să găsim persoane specializate pentru a recupera acest roi și pentru a-l reda în circuitul apicol. Bun, ați auzit concluzia domnului Mihai. Acum, pentru a trage niște concluzii cu privire la aceste experiențe care fiecare dintre
noi sau dintre voi le puteți întâlni în viață, vă voi puncta ușor ce aveți de făcut fără să intrați în panică. Deci primul lucru, nu intrați în panică. Al doilea lucru este, într-adevăr, să căutați un apicultor pe internet. Foarte ușor găsiți un apicultor din zona voastră. Un apicultor este persoana specializată care vine și recuperează roiul, să zicem, pierdut. Puteți contacta inclusiv serviciul de urgență 112, care va gestiona situația, dar o va gestiona într-un timp mai lung. Adică atunci când sunați la 112, aceștia vor face legătura la jandarmerie sau la pompieri, care vor căuta la rândul lor persoane avizate, autorizate, să poată recupera respectivele albine. Deci, nu intrați în panică, căutați un apicultor din zonă și chemați-l. Cum v-am spus, un simplu telefon, un simplu search pe Google, un telefon la apicultorul din zonă și acesta vine echipat corespunzător pentru a recupera roiul. Însă cel mai important lucru pe care cred că vi-l spun a treia, a patra oară, nu intrați în panică. Pentru că un roi ieșit dintr-un stup nu este periculos, nu înțeapă. Un roi încearcă să-și caute o casă, încearcă să-și caute un loc unde să se poziționeze și să-și desfășoare activitatea. Deci, albinele respective nu sunt periculoase. Sper că sfatul meu ți-a prins bine. Dă-l mai departe să afle și alți oameni de rând ce trebuie să facă atunci când se întâlnesc cu astfel de situație, cum să acționeze sau cum să reacționeze și pe cine să apeleze. Până data viitoare, ținem aproape. Toate cele bune!